Bun găsit, dragi copii! Așa cum am spus, continuăm seria de tehnici de redactare a unor compuneri. Despre jurnal. Jurnalul este o acțiune profund umană. Arată cât de mult ne impresionează ce se întâmplă în jurul nostru. Evocarea scrisă menține astfel vii amintirile personale și poate inspira și altora dorința de a marca anumite evenimente așa cum le-au trăit și simțit. Jurnalul poate deveni un document cu valoare istorică, poate aduce elemente necesare explicării unor situații. Jurnalul poate transmite în egală măsură informație și emoție. În epoca mass media, jurnalul vorbit este însoțit de filmare. Urmăritorul poate viziona în timp ce ascultă, poate interveni imediat cu păreri personale. Putem găsi jurnal de călătorie, un jurnal personal, un jurnal de lectură, jurnalul ca scriere autobiografică. Toate sunt străbătute de subiectivism. Jurnalul ca text non-literar versus jurnalul ca text literar ar putea reprezenta un exercițiu de analiză, de comparare pentru a putea utiliza aceste deosebiri în redactarea corectă a unui asemenea tip de text. Iată un fragment relevant al lui Mircea Eliade, care și-a transcris impresiile înaintea marilor creații și de data aceasta despre romanul Adolescentului Miop. Veți observa o scurtă lecție de redactare a unui jurnal. Întotdeauna mi-a plăcut să păstrez un jurnal regulat și complet. Caietul acesta l-am început în ziua în care m-am hotărât să lucrez la romanul Adolescentului Miop. Dar am luat obiceiul să scriu prea mult. Note scurte, însemnări din clasă, impresii continui să adun în jurnalul intim. Și iată că și acest caiet se sfârșește. Am să transcriu tot aici o parte din însemnările mărunte, mai ales cele care îmi pot sluji drept material pentru roman. Îmi plac și le recitesc de câte ori am vreme, pentru că sunt vii și prețioase pentru mine. Firește, în roman, toate le voi schimba, le voi exagera. Altminte, nu le va citi nimeni. Iată, dragi copii, o primă mare deosebire între lectura de ficțiune și lectura unui jurnal. Cum recunoști un jurnal? Este scris la persoana întâi. Evenimentele sunt prezentate așa cum l-a impresionat pe autor. Este exprimată opinia personală privind locurile, oamenii, timpurile evocate. Se descriu aspectele care contează pentru autor. Persoanele sau personajele sunt prezentate cum dorește autorul. Se observă dacă autorul are cultură generală, deoarece face asocieri de idei, situații, compară, aseamănă, își exprimă admirația sau lipsa de interes. Iată o altă descoperire sufletească. Să călătorești în continuu, fără intenția de a ajunge undeva, ca stil de viață. Să nu te oprești, nicăieri mai mult de o zi, să saluți lumea din mers în timp ce ți-ai rămas bun, niciodată la revedere. Să fii curios și să te miri neîncetat știind că dacă nu te miri, te rătăcești. Să cauți, să afli o poveste, să spui una, să mănânci aici, să dormi dincolo, mereu dinspre ceva înspre altceva. Și drumul să fie însăși destinația în schimbare. La sfârșit,
Relativa glorie de a urca pe Himalaya rămâne doar o chestiune neînsemnată. Pentru că încercarea de a străbate acei munți foarte înalți înseamnă să cobori la fel de mult în tine. Orice călătorie are destinații ascunse, de care la început nu ești pe deplin conștient. 3 săptămâni în Himalaya este și despre aceste mici revelații. Un jurnal de călătorie al lui Marius Kim. O altă scriere impresionantă care a făcut ocolul întregii luni este jurnalul Anei Frank, o adolescentă devenită simbol în urma epurării etnice naziste. Din anul 1942 până în 1944, în Amsterdam, o familie de evrei germani se ascundea de controlele naziste în spatele unei camere secrete, a cărei intrare era camuflată de o bibliotecă. În timpul persecuțiilor antisemite, familia Frank și ulterior și alți evrei s-au ascuns timp de 2 ani în anexa firmei lui Otto Frank, tatăl celei care urma să devină un simbol al Holocaustului. Anne, mezina familiei, care avea 13 ani în 1942, a notat în jurnalul său ce credea ea despre o mulțime de subiecte precum activitățile zilnice ascunzătoare, drepturile femeilor, deportările efectuate de naziști sau viitorul ei incert. Ea notează în data de 28 septembrie 1942 următoarele. Mă apasă mai mult decât pot spune gândul că nu putem să ieșim niciodată și mi-e foarte teamă că vom fi descoperiți și apoi împușcați. Bineînțeles că asta e o perspectivă nu prea plăcută. De-a lungul timpului, în perioade personale, tensionate sau de interes internațional, diversi oameni, viitoare personalități, au scris jurnale în care povesteau prin ceea ce treceau. Ulterior, jurnalele care s-au păstrat au fost răspândite în întreaga lume, devenind best-selleruri internaționale și aruncând lumină asupra unor situații dificile. Poate că știați deja, Anna Frank, împreună cu familia ei, a ajuns în lager. Malala a primit premiul Nobel pentru pace în 2014. Povestea fetei care a luptat pentru educație și a fost împușcată de talibani. M-am născut într-o țară care a luat ființă la miezul nopții. Când am fost atât de aproape de moarte, abia trecuse de miezul zilei. Malala este deja cunoscută pe plan internațional pentru actul său de dăruire, pentru martiriul său și chiar dacă a fost împușcată, a reușit să își revină și să militeze în continuare pentru dreptul la viață, dreptul la învățătură și egalitatea de șanse a fetelor și a femeilor. Când talibanii au ocupat Valea Swat din Pakistan, printre foarte puținii care au îndrăznit să protesteze a fost o fată. Malala Yousafzai a refuzat să tacă și a luptat pentru dreptul ei la educație. În ziua de marți 9 octombrie 2012, la 15 ani, Malala aproape că a plătit cu viața această îndrăzneală. În timp ce se afla în autobuzul care o aducea acasă de la școală, a fost împușcată în cap de la mică distanță. Deși aproape nimeni nu mai credea că va trăi, Malala s-a însănătoșit, iar fetița născută într-o regiune din nordul Pakistanului a ajuns să țină discursuri în sălile sediului Națiunilor Unite de la New York. La 16 ani, Malala este un simbol al protestelor pașnice și cea mai tânără persoană nominalizată vreodată la Premiul Nobel pentru Pace.
Eu sunt Malala este povestea extraordinară a unei familii dezrădăcinate de terorismul global, o poveste despre lupta pentru dreptul fetelor la educație, despre un tată care, înființând el însuși o școală, și-a încurajat permanent fica să se exprime liber și să continue să învețe. Totodată, este mărturia curajului unor părinți care își iubesc cu ardoare fica într-o societate care prețuiește fiii. Eu sunt Malala ne întărește credința în puterea oamenilor de a schimba lumea. Iată, copiii, doar câteva exemple care vă pot motiva să cunoașteți mai bine acești oameni și să învățați despre ei și de la ei. Iată și un fragment de istorie a artelor. Puteți viziona filmarea din linkul prezentat mai jos, iar amintirea redată în acest slide îi aparține lui Tudor Archezi, care a scris ca redactor la unul dintre ziarele cu care colabora despre sfârșitul vieții marelui pictor Ștefan Lucian. Ștefan Lucian a suferit de o boală incurabilă, a suferit în tăcere, cu modestie și ca un gest de omagiu pentru valoarea sa, George Ionescu a venit și a cântat în cămăruța sa. Lucian plângea de emoție fericită. Mi-a povestit că venise noaptea o umbră cu o pelerină, strecurată în odaia lui Muta. Umbra a scos din pelerină o vioară și a cântat. I-a cântat două ore întregi, parcă o muzică din altă lume. Apoi umbra și-a luat vioara și pelerina, s-a apropiat de patul răstignitului și a spus: iartă-mă, te rog, sunt George Ionescu. Iată, copii, încă un fragment de jurnal, de istorie păstrată despre valorile noastre. Ca aplicație vă propun evocarea unei experiențe personale. Cea mai bună modalitate de asimilare a tehnicii ar fi să se scrie inițial despre ziua de ieri, o zi cât mai apropiată despre care aveți multe informații încă proaspete, doar pentru exersarea stilului de jurnal. Este important ca elevii, mai cu seamă la prima aplicare a tehnicii, să înțeleagă regulile jocului, să încerce a scrie ca și cum ar face-o cu adevărat în ziua evenimentului, fără a interveni cu comentarii actuale. Câteva întrebări de reper. Ce s-a întâmplat în ziua care a trecut? Ce evenimente ți-au atras atenția? Cine a participat la cele descrise? Cum s-au comportat? Cum te-ai comportat? Ce te-a impresionat? De ce ai simțit nevoia să scrii? Tehnica trebuie diferențiată de scrierea liberă. Nu scrieți orice vă trece prin gând, ci un text pe cât e posibil de coerent, ca o pagină de jurnal personal. Vă mulțumesc cu atenție!